Ethereum a încheiat oficial tranziția la Proof of Stake. Este doar începutul, spune Vitalik Buterin, cofondatorul Ethereum, care așteaptă o putere de procesare de 100.000 de tranzacții pe secundă după încheierea celor 5 faze ale tranziției. În 24 de ore, mainnetul Proof of Work va fi lansat oficial și va funcționa în paralel cu cel Proof of Stake. Prețul este, pentru un Ethereum este astăzi de $1,600 pe unitate. Impactul tranziției asupra Bitcoin va fi minim, spun analiștii, cum ar fi Christopher Kellicott, directorul de Trammell Venture Partners. Între timp, prețul Bitcoin se întoarce la $20.000 pe unitate, ca urmare a inflației de 8,3% din Statele Unite. Capitalizarea aurului digital a pierdut ieri aproximativ 9,6% și a atins $384 de miliarde. Acum mergem la Ștefan Stoian, crypto-influencer. Salutare și bine ne revedem, uite, cu o ocazie specială, să-i spunem așa. Ca primă întrebare, aș merge cumva spre ideea asta. Cum va fi sau cum va arăta minarea în Proof of Work după tranziția Ethereum la Proof of Stake și ce impact va avea asupra rețelei în sine? În primul rând, aș dori să încep așa cu o scurtă paranteză, pentru că a venit ziua cea mare, foarte multă lume era nerăbdătoare, băi, uite, până în punctul în care se va trece pe noul tip de minare, s-ar putea ca ETH-ul să ajungă la peste $2,000, au fost fel de presupuneri. În primul rând, mi-aș dori pentru ascultători să menționez un lucru foarte important cu privire la știri. Noi nu am putut să ne mai vedem în ultima vreme, pentru că am fost într-o perioadă de mentorat la o firmă de prop trading din Anglia, care ei sunt specializați exact pe latura de știri. Și acolo am învățat foarte, foarte multe lucruri despre cum se abordează aceste știri. Pentru că noi, marea majoritate, când citim o știre, cu siguranță este mult prea târziu și piața deja a reacționat la ea. Și așteptările noastre sunt ca să mai vedem ceva în condițiile în care lucrurile sunt finalizate. Și o spun pentru că ce am învățat de la acea firmă de prop trading, de fapt acolo sunt persoane care câștigă de ordinul a milioane de dolari. Adică ei fac ceva gen un milion sau câteva milioane pe zi. Adică niște sume colosale, sunt titani în acest domeniu. Și cum procedează ei atunci când vine vorba de știri? Au anumite terminale, gen Bloomberg Terminal, sau plătesc anumite abonamente pentru a primi știrile importante în timp real. Pentru că te interesează atunci când a apărut știrea în piață, momentul. Ăla este cel mai important. Impactul îl are atunci când devine știrea publică și se produce o anumită mișcare în piață și trebuie să iei decizii în conformitate cu acea mișcare. Tocmai de aceea, orice știre, gen se va întâmpla ceva cu Bitcoin-ul, se va întâmpla ceva cu Ethereum-ul, trebuie să știm de la cine o extragem. Pentru că dacă o preluăm dintr-un punct, dintr-o sursă care a preluat acea știre din altă parte și deja știrea a produs efectul, s-ar putea să fie mult prea târziu. Tocmai de aceea, sfatul meu este să nu vă grăbiți să luați decizii dacă ați citit ceva care a fost postat acum câteva zile, pentru că s-ar putea să fie mult prea târziu. Tocmai de aceea am completat, pentru că a venit ziua cea mare și când ne uităm pe ETH, văd în momentul de față că am un pattern bearish, nimic bullish, adică graficul nu-mi indică că ar dori să meargă în sus sau ar fi o probabilitate de a urca. Chiar mă uitam pe o grafică acum 5 minute și din punct de vedere tehnic indică că probabilitatea mai mare este să meargă în jos, pentru că el în momentul de față a revenit la corelarea cu BTC-ul și absolut tot ceea ce face BTC-ul face și ETH-ul. Iar referitor la marele update, trebuie să-i dăm timp. Trebuie să vedem cum decurg lucrurile, dacă promisiunile se respectă, dacă acele sute de mii de tranzacții chiar sunt reale, dacă taxele se diminuează și abia după aceea, cu siguranță, acest efect al noii treceri către ETH 2.0 se va vedea cu siguranță în bull market. Dar acum, în punctul de față, e clar, el a revenit la corelarea cu BTC-ul și o apreciere în defavoarea BTC-ul, să vedem o apreciere pe parte de ETH, chestia asta doar în noul bull market, atunci încep să iasă la lumină cu adevărat update-urile care au fost bune. Până în punctul de față, cum spui și tu, Bitcoin influențează criptomoneda Ethereum. După Proof of Stake, este vreo posibilitate ca Bitcoin să sufere niște schimbări datorită acestei tranziții și, mai mult de atât, poate Ethereum să depășească capitalizarea monedei Bitcoin?
Nimic nu este imposibil. Până la urmă el poate. La fel cum orice altă monedă aflată undeva mai jos de atât poate undeva în viitor să facă acest lucru. Și cu siguranță, pentru că de fapt nu există ceva undeva care să rămână acolo pe primul loc la nesfârșit. Undeva în viitor probabil va interveni cineva care va depăși. Da, în momentul de față este mult mai ok să mergem către anumite monede care nu mai folosesc chiar atât de mult curentul. Este o necesitate deja, mai ales având problemele pe care le avem la nivel mondial cu furnizarea de curent. Dar aceste lucruri cu siguranță se vor întâmpla în timp. Asta nu înseamnă că acum ar trebui să ne vindem Bitcoin-ul, să cumpărăm de toți banii ETH. Atâta timp cât ești un investitor în cripto, este bine să le ai pe ambele, indiferent care va fi numărul 1 în viitor, pentru că te interesează să deții inclusiv tot podiumul, să ai numărul 1, 2 și 3. Nu trebuie să ai banii introduși doar într-o singură monedă, pentru că niciodată nu știi dacă va performa cu adevărat mai mult decât cealaltă. Cu siguranță este o posibilitate. În momentul de față am avea argumente să ne gândim că poate undeva în viitor ETH-ul va depăși, dar trebuie să vedem dacă vor mai interveni inclusiv pe partea de Bitcoin. Poate și acolo vor interveni undeva update-uri în viitor care îl vor determina să își stabilizeze poziția de lider și în continuare să rămână acolo unde este. Mi-a plăcut mult cum ai spus, un investitor campion are și locul 1, și locul 2, și locul 3. Exact. Suntem de acord, aprobăm acest mesaj și îți mulțumim frumos pentru discuție. La probă toată piața, cred, da. Inclusiv cea tradițională. Și aș mai puncta aici ceva, foarte interesantă discuția și experiența de acolo din Statele Unite, să zic, din Marea Britanie. Și cred că sunt și unii care iau anumite decizii înainte chiar de a apărea prima public pentru prima dată, nu mai zic de parcursul ulterior. Uite, eu aici am o completare cu privire la persoanele care vor să fure startul. De cele mai multe ori riști să pierzi încercând să furi startul. Lasă lucrurile să se întâmple și vină cu o completare și o decizie în conformitate cu ceea ce s-a întâmplat. Nu te grăbi, pentru că niciodată nu e neapărat să te alegi cu mai multe câștiguri încercând să furi startul, doar te expui la riscuri mai multe. Lasă lucrurile să se întâmple și după aceea vezi ce poți să faci și unde poți lua și tu o decizie. Pentru că piața este volatilă în continuare, mișcări vom avea la nesfârșit, este una dintre cele mai mari afaceri din lumea asta, investiția în piețele de risc, așa că nu avem de ce să ne speriem dacă ratăm o oportunitate. Oricum, un trader bun, un trader de succes ratează oportunități zilnic. Vă spun din propria experiență, nu poți să prinzi fiecare mișcare, nu poți să profiți de absolut orice se întâmplă. Ideea este să închei ziua pe profit. Asta este tot ceea ce contează. Un punct foarte interesant de vedere. Mulțumim pentru toate informațiile, mulțumim pentru toate sfaturile și te mai așteptăm la Alef Business. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Cu siguranță ne vedem zilele următoare. Salut și o zi bună. Mai departe, salutare. Fel, pa, pa. Bogdane, uite, am avut chiar ieri o discuție cu domnul Cazacu de la XTB, care spunea la fel, nu țineți doar în euro banii, doar în dolari, spre exemplu, ci luați din fiecare câte puțin, inclusiv franci elvețieni. Am și văzut ulterior cel mai mare nivel al francului elvețian din istorie. A spus-o la final și așa mai cu jumătate. A zis, probabil și francul elvețian. Da, și apoi a apărut și a trecut peste. Da. Da. Astăzi auzim că se respectă aceeași normă și în criptomonede, da? În zona cripto. În zona cripto, da. Bun, înseamnă că putem cumva, dacă mai găsim încă o sursă, cred că putem valida. Bine, e o opțiune, e o gândire validată deja. Sigur. Și cu siguranță este. Că este cea pe care trebuie să o alegem. Este. Hai să vedem ce facem cu banii. Hai să vedem ce dacă facem cu banii. Dacă îi avem, hai să vedem cum îi cheltuim. Îi avem. Hai să vedem.